Pe colegii voștri care pleacă să nu-i acuzați, să-i înțelegeți. M-am întâlnit, uite, fac Sfânta Cruci. În parc, acum două săptămâni, cu lucru în câine, avem 36 de ani, 20 de ani, ca cu iunțe ăștia care pleacă pe aici. Și zic, domne, zic, câine să te scapă de televizor. Da, dar îl mai las. Așa să meargă ca un acvariu. Deci să-l simt acolo, să... Dar nu te bruiază lumina aia și nu pot singur. Nu, am nevoie de zgomot. Fiți, le zic, asta e dependență. Știu, dar nu ce să fac. Eu depend. Dom'le, zic, dacă s-a scurs o păsărică, liniștea, nu pot. Trebuie să fie zgomot, să-l simt că e acolo. Fiți atent, sărac. Zic, da, ai încercat să citești o carte? Vă mărturisesc. O pagină după care pleacă minte. Păi, dar nu să vă uitați cu ăștia care pleacă, ei nu pot să perceapă. Nu, este, sau s-a ecranat. Ca să percep ceva, ca să te fure o idee, înseamnă că trebuie să ai în interiorul organ. În clipa în care organul s-a degenerat, el mi-a zis, am lucrat foarte mult pe IT. Era un băiat inteligent. Doamne ferește, nu era un cretin. Dar mi-a spus și că, dom'le, mai mult de o pagină, îmi iese din cap și zic că văd cuvinte englezești. Brusc, e o chestie de antropologie a receptării, să fiți foarte atenți. Este o chestie în clipa în care nu mai deschizi, când deschizi o carte, poți să meditezi, poți să faci asociații. Când îl deschizi pe ăsta, ai informații, dar nu poți să faci asociații. În loc să, cum zic, să te apropie de opera lui Dărugu, să mă un exemplu, să citești, să vezi din ce a zis Jean, din ce a zis, tu citești aici niște informații, ai informații, cu informația. Este ca și cum eu despre iubita mea și avea informații și a despre mine informații. Murim în SMS-ul. Ăla micul iese în SMS mai mic. Dom'le! Stați așa. Ăștia care mai rămâneți pe pământ, pe planeta asta, nu numai la mine la conferință. Ăștia care mai rămâneți, trebuie să fiți atenți la marea majoritate care sunt în jurul vostru. Dacă nu sunteți stari, vă termin. Eu m-am născut într-o lume terminată de comunism, la suprafață, dar în interior părinții mei mergeau. M-a întrebat tata ce a învățat azi. Zic că am învățat de Partidul Comunist, ce frimă. Nici n-a ridicat ochii din ziar, a zis, vezi pe raftul 2 că am o carte cu Regina Maria. Era divers, era samizdat pe dedesubt. Acum ce aveți voi pe dedesubt? Mare atenție. Jerfa, Brâncuși a fost și la jerfă. N-a luat niciun bani. Și a pus geniu la lucru ca să dăruiască acestui popor pentru eternitate și să imortalizeze ceea ce s-a întâmplat aici. Ne aflăm la 100 de ani distanță de un mare eveniment, un eveniment cutremurător. Un mare regizor englez a făcut un experiment cu 4.000 de ieși prin anii 60. 4.000 de ieși. A luat un spectator și l-a pus să citească o listă cu oameni care au murit la luptele de la Azincourt și Crécy, 1300-1200. Și i-a întrebat, vă impresionează? Nu. De ce? Și au murit la 1200-1300, ce mă mai interesează? Și atunci a băgat mâna și a scos o listă cu cei care au murit la Auschwitz. Era în anul 60, în 1945, apropierea era mai mare. Și a zis, ne impresionează. De ce? Sunt aproape. Ce părere aveți dumneavoastră de poporul român? Că atunci când zice Avram Iancu, îi se strânge inima. Când zice Brâncoveanu, 1715, distanța este înfiorătoare, dar el simt. El nu are nevoie de distanță. Biserica a pomenit. Nu ați văzut la veșnica pomenire când a prins lumânarea? În fracțiuni de secundă ești străbătut de cel care nu mai este. Mama ta, tatăl tău, e străbătut, fracțiune. Nicolae Iorga spunea că odată cu tine mai mor încă o dată toți morții tăi. Eu aș putea să-l parafrazez, să zic, odată cu mine mai trăiesc încă o dată toți morții mei. N-ați văzut că se face veșnica pomenire, că ții mâna așa. Știți pe ce a rezistat, apropo cu jertfă, că au zis că țăranul român a avut jurnal.
au găsit dobitoci pomenici pe la femei, în sat. Păi atâta puteau. Pomenicile sunt cele mai mari documente că l-așa da viața. Mircea Eliade, care avea puțin mai mult decât voi, a văzut un sat aici, în Oltenia, în timpul războiului, erau încenunchiați toți în fața satului, stăteau așa. Bătrâni, bătrâne, preot. Și tu, cu tremurat, a întrebat ce se întâmplă. Și că au aflat că a murit tot regimentul, a fost decimat, că au murit copiii. Și stau în genunchi, face slujbă și așteaptă să se întoarcă sufletele acasă. Asta e poporul meu. Pe așa ceva am rezistat. Credeți că atunci nu au fost lichele ca acum? Lichele politice. Ca mai mulțele astea care vând până la nenorociția în Europa, țara asta o hărtăresc și nu vă dau niciun viitor. Doamne ferește! Aflând că au fost și lichele, dacă au fost și oameni de o forță mare, atunci ai curajul și îndrăznirea să reziști. Pentru că nu lichele au făcut România mare, ci ăla care a intrat peste 217.000 de soldați au intrat sub tine. Dacă vedeți fotografia cu trenul mortoar, cădeți în genunchi. Oase adunate acolo. România a dat 1 milion de oameni. Asta a fost jertfă. 1 milion de oameni care au murit în timpul războiului, nu numai soldați, au murit și civili, au murit copii, au murit numai în refugiu. Când au venit trupele germane în București, au plecat familii cu copii, mame cu copii și din 2000 de familii la huși au ajuns 40. Restul au murit pe drum. Nici nu mai putea să-i îngroape. A fost un prăpăd, a fost o tragedie. Ne apropiem prin ce se rezistă. Ăla a încercat acolo. I-a murit copilul cu frică. Ce putea să facă țăranul român? Eu mă duc în străinătate și le vorbesc la cei care au plecat. Nu o să puteți măsura niciodată coeficientul de tristețe din ochii românului de acolo. Și ăla o jertfă s-a dus ca să-și ducă copilul pe la școală, îmi vin și le dau autografe. Zic, bă, Izabela, nu știu cum tare, Antonio de Panava, municipalitatea obligă să dea nume spanioli, italieni și... Ce se întâmplă cu copilul ăla? Ce se întâmplă cu țara asta? Ce se întâmplă dacă tu îți lași memoria? Un om fără memorie, fără memoria asta, nu are putere. Brâncuși a făcut memorie, băi copii, dar să vă spun. Îl trăia memoria. Ăla cu banii a făcut așa. A concidea și bucătărea asta, că el își gătea singur. Avea și o cățelușă, polere, zicea, și s-a apucat să lucreze. Bucățică cu bucățică pentru eternitatea lucrurilor. Aveți jertfa lângă voi. Pământul acesta, știți când noi am început războiul, în 1916, pentru că am avut 2 ani de neutralitate, am intrat total nepregătiți. Armata română era total dezarmată. V-am zis, aveam puști de la 1877, pe când germanii aveau ultima aparatură, aveam câteva avioane, aveau sute de avioane. Era, cum zic, o diferență de tehnologie fantastică. Au intrat săracii aici să îi elibereze, pe vă dau niște, cum zic, așa, ca să le știți sufletește ce s-a întâmplat pe pământul ăsta. 2 ani de neutralitate în care ne ceream drepturile. Ionel Ilie Brătianu, primul ministru de atunci. Vi-l închipuiți astăzi, mergând la Bruxelles, era un marine puteri care cereau să intre în război. Și el zicea așa, Bucovina, Maramureșul, Crișana, Ardealul, Banatul. Și ea nu-l băgau în seamă. Și ăla de la început, la marine puteri. Încă o dată, scoateți maculatorul. Bucovina, Maramureșul, Crișana, Ardealul, Banatul. În 2 ani de zile au zis da, vi le dăm înapoi. Se numea Cămătar de Timp. I-a călcat de picioare. Și după ce a obținut asta, nu ceruse Basarabia, pentru că n-avea, intra în conflict cu rușii. Rușii erau în antant. Fiți atenți ce înseamnă un om politic. Fiți atenți ce înseamnă. Vreau să vă spun că el era la liberal. Și cum să zic? Ce diferență era între el? Nu confundați virtutea unui politic cu un partid. Am găsit un document al lui Panfil Șecaru după 1 lună jumate de cât i-a decimat, mai ales aici, în Valea Jiului, guvernul a decis să-i dezgroape că n-avea uniformă pentru ceilalți. Dom'le, realizați?
Și a zis săranul român, măcar cămașa și izmenele să ne lăsați pe noi. Prin ce a trecut poporul? Într-o parte era unul care uita, pe altă jucuri. Trenurile care trebuia să transporte români erau pline cu poliții de vin, tablouri de artă, ca și acum. Și l-au luat pe jos. Cum a rezistat de poporul ăsta? Vă dau ca să vedeți. Ca să vedeți ce a fost acum 100 de ani. România ce era? Era regat. Și cum se zic, ardea locul în Imperiul Habsburg. Cine credea că în câțiva ani se va face praf și pulbere? Trei imperii. Imperiul Habsburgic, Germania, cumpărat cu Wilhelm și țara. Cine credea? Cine credea la pacea de la București că noi eram cât pe ce să fim scoși definitiv din istorie, că în câteva luni se va face România mare? Asta se numește pronegerea, să fiți atenți. Dacă aveți puțin acuitate și asta, să vă dați seama că sunteți manipulați. Să vă dați seama că țara asta este o pradă, că e atât de deșertizată de forța de muncă, de la 21 de milioane am ajuns 17, 16 milioane, așa se gândim. Că tot ce avem mai bun tineretul, știți că la NASA a doua limba oficială este limba română? E și bancul ăla, că hello, captain, am zis, care fă chinai? Ia, unuți-vă. Dom'le, tot ce e mai bun, inteligență, numai eu știu câți români inteligenți extraordinari m-am întâlnit. La Paris, la Londra, se spunea, domnul, dar nu știu ce să facem, să ne întoarcem sau... Bă, zic, învățați, faceți bani, întoarceți-vă și cumpărați pământul. Să fiți proprietari, băi. Și așa se amândă 40%. Să fiți stăpâni în țara voastră. Să deveniți personalități politice, științifice. Nu o lăsați cu trepădușii ăștia. Dacă toți sunteți aici, a vârful. Eu am adus cu o fată, avea magna cum laude și la 18% urmă așa. N-avea de lucru în România. A zis, unde să mă duc? La mama, la poveste, că e învățătoare. Vedeți și criminalitate. Și atunci erau criminali. Dar era o vânătare românească extraordinară. Când te racordezi la actul de jertfă, astăzi îl pomenim pe părintele Arsenie Boc, mare sfânt. Fiți atenți ce spunea. Omul în genunchi în fața lui Dumnezeu e cu mult mai mare în fața lui. Nu e invers, bă, cu el. Nu stați, bă, în genunchi la computere și la gunoaiele astea de Facebook care creează. Lasă, ai o scură, o folosește. Omul în genunchi în